Mersi. Deci ce? Nu știu cum să-ți spun, pentru că nu o să-ți convină. Pe că n-ai bătut drumul ăsta degeaba. Zi-mi ce? Laur e suspectul principal acum. Nu, n-are, nu avem cred. Avem pe nu cineva cred. Care l-a văzut în apropierea locului unde Lia a fost împușcat. N-are cum. Gian e de vină. Petru, eu știu că tu vrei să te răzbuni. Dar trebuie să stai la locul tău, înțelegi? Petru, știi foarte bine că și eu îl vreau pe Gian în pușcărie, dar nu așa. Prioritatea în momentul ăsta e să-l prindem pe Laur. Ca să fie Lia în siguranță. Tu înțelegi ce spun eu aici? Bine. Bun, și după aia ne ocupăm și de Gianni. Bine, tu faci ce știi tu că trebuie să faci. Bun. Și tu? Și eu. Și tu ce? Prioritatea mea e Lia. Bine. Deci tot ce ai tu de făcut e să ai grijă de ea, da? Nimic mai mult. Sper că ai înțeles. Hai, te las. Zi bună. Pa, pa. Era Nadia? Da, e, zicea că suspectul principal e la... Ce faci? De ce ești îmbrăcat așa? Ieșim. Unde? În oraș. Unde este? Nu. Trebuie să te odihnești. Nu, trebuie să ne trăim viața. Ieșim. Hai, du-te și schimbă-te. Ești sigură? Da. I can make you feel right at home.